avem angajamentul Ministerului Sănătății că vor propune Ministerului de Finanțe în proxima rectificare bugetară cuprinderea întregii sume datorate în baza dispozitivului titlului executoriu, au fost discuții constructive. Da, s-a aplicat și sechestru pe întreg patrimoniul mijloace fixe ale Ministerului Sănătății. Lăsat în custodie, este o listă de inventar care cuprinde aproximativ 400 de pagini, am eu mână în momentul ăsta, nu vi le pot individualiza. Nu ar acoperi întreaga valoare, dar eu nu cred că va fi nevoie de valorificarea acestor mijloace fixe, deoarece am avut discuții constructive cu Ministerul Sănătății prin reprezentanții care au fost prezenți la discuții. Mai explicați încă o dată, pentru că reacția Ministerului a fost foarte clară, că n-a trebuit să dea toată suma, vorbea de a 12-a parte. Reacția Ministerului a fost repoziționată astăzi, procedura de executare silită capătă, am putea spune, un caracter grațios la acest moment, pentru că, iată, avem reprezentanții Ministerului Sănătății, care au declarat că recunosc întreaga sumă datorată tuturor creditorilor, și demarează procedurile pentru acoperirea acestor creanțe la proxima rectificare bugetară. Sechestru s-a pus și pe mașini? Da, s-a instituit sechestru și asupra întregului parc de mașini al Ministerului Sănătății. Adică în acest moment nu mai au voie. Au voie să le folosească, nu au voie să le înstrăineze sau să le folosească în alte sensuri. Ideea este următoarea. Avem o listă întreagă, nu știu exact numărul exact. În schimb, ce trebuie, cel mai important în urma acestei discuții este următorul aspect. Am depășit discuții teoretice cu privire la solidaritate pasivă menționate în dispozitivul unui titlu executoriu, iar Ministerul Sănătății s-a angajat ca în rectificarea bugetară să ceară Ministerului de Finanțe să îi se aloce întreaga creanță, iar imediat ce această sumă va fi plătită integral. Aveți îndreptat și către Primăria Capitalei? Categoric, da. Și Primăria Municipiului București este debitor solidar în dosarele de executare siltă. Vă mulțumesc! Ați primit vreo garanție de la minister în cât timp s-ar putea plăti această sumă? Am zis proxima rectificare bugetară, care din calcule se pare că va fi la începutul lunii noiembrie 2015, plata urmând să se facă până la finele acestui an bugetar. Toate cele bune!